ajută să de greață și crește să pot suport. Bună dimineața, oameni buni! Nu știu de ce sunt așa de în umbră astăzi, s-a oprit lumina, nu știu cine a uitat să dea drumul la lumină, dar să rezolvă imediat. Bună dimineața, bună dimineața, avem și lumina acum, este ok. Astăzi o emisiune în care vrem să atingem două sau trei probleme de actualitate. Am vrea să vorbim despre o problemă care ține de zona locală, despre una care ține despre noi modificări în codul penal și dacă avem timp să vorbim și despre pilărai. Până atunci însă să începem cu un subiect drag nouă foarte drag nou, și anume să începem cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Știți, domniile voastre, că Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț practic n-a fost condus în ultimele, în ultimele, perioade, pentru că directorii veneau și trebuiau să plece. O singură persoană a stat un pic mai mult, e vorba despre doamna doctor Daniela Marcoci, care însă a avut de-a face cu Reorganizarea spitalului și pe bază de luptă cu coronavirusul. Așa că, la partea de management, practic, a trebuit să ia doar măsurile care se impuneau pentru acea perioadă. Ei bine, după ce ne-am destins cu toții și ne-am relaxat, poate prea devreme, am cerut niște date de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț ca să vedem ce s-a întâmplat acolo în perioada respectivă. Ei bine, una dintre cererile noastre a fost foarte simplă. Spuneți-ne și nouă, vă rugăm, dacă se poate, nu dăm drumul încă, nu dăm drumul încă, dacă se poate, câte persoane am avut infectate în județul Neamț. Și am primit acest răspuns pe care o să-i dăm drumul din calculatorul subsemnatului. Vă rog să dați drumul și dumneavoastră pe emisie. Ce observăm în această, în această zonă de răspuns? Că în județul Neamț avem persoane confirmate în luna lui februarie 1 în luna lui martie 76 și în luna lui aprilie 335. Acum, aparent, este un răspuns corect din partea unei instituții care, să spunem așa, și-a văzut de treabă. Din păcate, din păcate, primul caz de coronavirus oficial în Neamț nu a fost acum, ci dacă nu ne înșelăm noi, mai un pic să căutăm să nu cumva să greșim. Da, avem o imagine acum. Primul caz de coronavirus oficial în NAMT a fost declarat pe data de 12 martie 2020. După cum consemna presa la acea vreme, deci este vorba despre o femeie din zona roman care a fost transportată la Iași. Dacă primul caz oficial a fost în luna lui martie, cum ne poate da un răspuns Spitalul Județean de Urgență, Piatra Neamț, că am avut un caz în februarie, este un mic mister care. Probabil că ține de meandrele administrației publice locale. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la nivel național. Poate nu știm noi. La nivel național, primul caz este anunțat pe data de 26 februarie. Avem o imagine. Deci, primul caz este anunțat pe data de 26 februarie în județul Gorj. Bolnavul ajunge la spital la București, dacă nu mă înșel la Matei Balș, unde este tratat. Nici vorbă de județul Neamț. Să încercăm să vedem, poate vreun nemțean a fost, știu eu, cumva internat într-un alt spital după ce a trecut prin Piatra Neamț în februarie. Hai să vedem ce se întâmplă în Moldova. În Suceava, Primul caz ar fi în data de 4 martie, un bărbat de 71 de ani transportat la Suceava, nu la Piatra Neamț. Bacău, 14 martie. Botoșani, 17 martie și Vaslui, 24 martie. Niciunul dintre ei n-a fost internat la spitalul din Piatra Neamț. Ce ne facem? Cine dezinformează în momentul în care un ziar întreabă un lucru simplu, este vorba despre minciună care trebuie să justifice anumite lucruri, eventual achiziții, este vorba simplu de prostie sau, cum ne-am obișnuit de multe ori în administrația, nemțeană, fie că vine dinspre zona asta a sănătății, fie că vine dinspre birouri oficiale, administrative, e vorba de incompetență. Probabil că aici este un mix din toate trei, pentru că nimeni nu și-a închipuit cei care au redactat răspunsul că cineva se va întreba ce caută un bolnav, un infectat cu coronavirus în luna lui februarie. Și cum, cum nimeni nu a spus nimic. O să citiți despre acest caz și nu numai despre acest caz. Acest caz este doar un mic episod din materialul care va apărea în ediția scrisă a mesagerului de Neamț de joi despre ce s-a întâmplat pe perioada crizei coronavirus în județul Neamț din mai multe puncte de vedere. Este un început al unei luni, unui lung șir de anchete pe această temă. Deci, prostie, incompetență sau minciună. Dacă avem un caz în februarie, probabil că am fi pe primul loc, primul caz din țară, dacă nu al doilea. Și atunci lucrurile ar sta cu totul și cu totul altfel. Dacă a existat acest caz, Cine a dat ordin ca el să nu fie făcut public și de ce? Dacă n-a existat, atunci cei care ne-au spus că a existat, poate își ca sunt trimis să-și caute de lucru, că acum tot sunt atâtea funcții care se dau pe bază de pile, cunoștințe sau relații. Deci, asta este primul subiect. Am vrut să vă deschidem pofta pentru ancheta de joi din mesagerul. Trebuie să recunoașteți că e interesant, nu? Să vedem cum, cum, stau lucrurile. A, îmi spune cineva, și că da, bărbatul din Constanța, bărbatul din Constanța. Păi bărbatul din Constanța, uite că l-am găsit, bărbatul din Constanța, confirmat că având coronavirus, a fost la Piatra Neams ca spectator și părinte, probabil, la acel campionat național de dans sportiv, și de-abia în data de, să ne uităm cu atenție, pe 12 a treia a fost el descoperit cu coronavirus acasă la el, la Constanța sau la București. Niciun caz la Piatra Neamț. Deci nu putea să-l raporteze Piatra Neamț ca fiind caz internat în Spitalul Județean de Urgent. Bun. Haideți că nu mai știu care era a doua temă care am stabilit-o cu dumneavoastră. A, da. Înlocuim codul penal cu staborul. De câteva zile, oameni buni, aflăm tot felul de știri. Cum că, domne, s-au reactivat clanurile țigănești în România. Cine este cel care ne-o spune? Un om extrem de informat. Extrem de informat un om care la un moment dat spunea că știe tot ce mișcă în țara asta, Râul Ramu, șoptitorii, ochi albaștri, etc. Domnul Traian Băsescu, care ne spune clar, domne, s-au întors ăștia în țară și nu mai respectă legea. După ce Traian Băsescu a dat această declarație, încet încet au început să apară știri pe subiect. Și Haideți să, să vedem. Aici, în vecinătate la noi, la Vaslui, probabil și pentru că omul care se ocupa cu mascații la Vaslui nu mai e pe, pe funcție acolo și acum este adjunct la Neamț, domnul Leonard Giviric, la Vaslui, într-un oraș. Nu mai știu care oraș, că este un oraș foarte cunoscut. Murgeni. Deci, în Murgen s-a instituit un fel de stare de urgență. Adică, peste 200 de poliții, jandarmi, poliții de frontieră, patrulează pe acolo. De ce? Pentru că două familii de țigani, de se dăm, le găsim și numele, Tănase și Murui și clanul Sandu. Deci, clanuri Tănase, Murui și Sandu s-au luat la bătaie s-au bătut, nu așa că și-au tras niște palme. În mod tradițional, cu săbii, ciomege, pistoale cu bile și alte lucruri. Adică să simtă oamenii că s-au întors acasă în România, unde statul asigură condiții democratice pentru bătăi de stradă. Deci, băieții ăștia s-au bătut, poliția a venit acolo, patrulează, dar E mai greu cu acțiunea penală. Pentru că băieții ăștia de obicei nu apelează la lege. Ei apelează la stabor și de data asta, ci că staborul respectiv, uite, avem acolo ce înseamnă staborul și spune curtea de apel iași într-o motivare întrunirile de acest gen staborul pot fi considerate frauduloase, adică prin realizarea unor înțelegeri se urmărească fraudarea legii, fiind un acol prin care inculpatul dorește să înfiereze cu bună desfășurare, cu bună desfășurare a procesului penal, să împiedice tragerea sa la răspundere penală și descoperirea adevărului. Ce se întâmplă la staborul ăsta, oameni buni? Se adună niște șăfi bătrâni din cadrul clanului, clanurilor și ăla spune ei bușit mașina lui ăla? Da, răscumpărare 100.000 de euro. Hai, rapid, așa. Și tu îți retragi plângerea și gata, s-au rezolvat problemele. Culmea că toată lumea știe despre asta. Nimeni nu-și pune problema de unde are ăla 100.000 de euro. De unde are la Mersanu și Viloiu. Că el nu lucrează. De fapt, lucrează, dar lucrează în deplasare. Probabil că plătește impozite tot în deplasare. O să spuneți, doamne, ce se întâmplă acolo? Nu e adevărat, oameni. Se întâmplă în România de foarte mult timp. S-a întâmplat și în Neamț. Și vă garantez eu că sunt zone în care se întâmplă și acum lucruri de genul ăsta pentru că este un fenomen care n-a fost stăpânit de la început și care acum, cum să vă spun eu, s-a diversificat și perfecționat. Dacă mergeți, de exemplu, în Târgu Neamț dimineața și așteptați să vedeți uh, migrația forței de muncă internă în zona în arealul Târgu Neamț de la vânători spre Târgu Neamț. O să observați în fiecare dimineață un fenomen pe care polițiștii l-ar putea numi pregătirea pentru infracțiune. Noi îl numim fenomen migrator în căutarea unor mijloace de subzistență, adică țigani, romi, cum vreți să-i numiți dumneavoastră, pleacă dinspre vânători, din anumite cartiere, spre Târgu Neamț și, și stabilesc uh, punctele, în care, punctele de lucru, ca să le spunem așa, neautorizate deocamdată, dar probabil că se vor autoriza. Un punct de lucru este în zona magazinului acela, hai să-i dăm și noi, cred că Lidl este, după aceea pe centru, pe centru, ca să poată stăpâni fenomenul de deplasare al polițiștilor locali și polițiștilor naționali. Adică stai pe centru să-i vezi unde să duc, cum să duc, să poți interacționa dacă este cazul. Asta este acolo. Credeți că la Roman nu sunt probleme cu clanurile? Credeți că la Piatra Neamț nu sunt? Sunt peste tot. Sunt peste tot. Haideți să vă spun dacă reușesc să dau un titlu. Din ce? Dintr-un ziar extrem de serios. Ziarul financiar. Titlul este de prin, Hă -hă. acum câțiva ani, nu mai țin minte, din 2013. Dar subiectul este la zi și acum. Cum au ajuns clanurile țigănești să dețină centrul Timișoarei sau povestea alucinantă a neputinței instituțiilor publice din România de a-și proteja valorile? Păi cum au ajuns acolo? Una bucată rom Timișorean primea cu ajutorul primăriei una bucată apartament într-o clădire istorică. Știți câte clădiri istorice sunt la Timișoara? 14.500. Și câteva sute deja oficial sunt proprietatea unor clanuri țigănești. Unii dintre ei și condamnați. Deci primea una bucată rom Timișorean, un apartament într-o clădire istorică, unde mai locuiau și alți cetățeni care nu aveau norocul să fie romi. Și ce urma acolo? Urma așa. Scandaluri, muzică dată noaptea până târziu, țevi rupte ca să inunde celelalte apartamente. Nu că așa ar fi obiceiurile, ci cu un plan foarte concret. Să-i facă păia să renunțe la apartamente, dar nu oricum, ci dacă poate să le și vândă către membrii clanurilor țigănești sau interpușilor acestora. Totul sub privirea autorităților dintr-un oraș civilizat al României. Nu orice fel de oraș, da? Civilizat. În care se presupune că există o mare toleranță. Da, numai că toleranța asta era invers acum. Era o intoleranță la ea care reclamau că sunt Căpăciți de romi și toleranță față de acțiunea romilor. Să nu credeți că lucrurile astea se puteau face fără autorități. S-au făcut reclamații la poliție, s-au făcut reclamații probabil și către parchete, s-a ajuns și la judecăți. Și culmea, băieții ăștia tot timpul au câștigat. Fostul primar Ciuhandru este. Bine mersi, chiar dacă este anchetat acum într-un dosar din ăsta, cu niște locuințe, nou primar, robu, uh, și el are o chestie, dar mai micuță, dar e făcut așa, ca să nu mai poată candida, că vorba aceea nu se încadrează în nou peisaj al uh, noi ordini românești. Și pentru că nu e așa, acum Timișoara va deveni cel mai probabil uh, precum Sibiu, Centrul cultural al Europei, capitala culturală a Europei. Va fi o capitală extrem de cosmopolită. Vor veni oameni din afară unde să ne cazăm. Ceea ce vă cazăm, avem niște locuințe suți și o să demonstrați că sunteți și foarte deschiși la minte. Veți sta în locuințele clanurilor țigănești. Chirie e mică, nu-i mare. Așa. Cam asta este cu. Aceste clanuri. Acum, problema e cine face mai mult rău României. Clanurile țigănești, clanurile interlope, care de multe ori se intersectează cu cele țigănești, dacă nu în momentul acțiunii propriu-zise, în momentul în care trebuie să folosească pe cineva ca să-i atragă atenția altcuiva că nu respectă legea clanului. Și atunci a trimis niște băieți musculoși din zona respectivă. Deci cine a făcut mai mult rău României? Clanurile astea interlope și țigănești sau clanurile care există în administrația publică serios întreținute de politică? Este un subiect fundamental pentru România. Cine face mai mult rău? Clanul ăsta interlop, dacă nu te intersectezi cu el și cu afacerile lui, nu te bagă în seamă. Problema este să nu te intersectezi cu el. Că dacă, de exemplu, îți deschizi o cafenea în centrul orașului, va trebui să te intersectezi cu el. Și probabil că sunt două modalități modalitatea aia cu taxa de protecție. Apropo, se ia taxa de protecție în neamț? Acum e mascată sub formă de chirii. Nu mai e taxă de protecție, e chirie de cele mai multe ori. Deci se ia taxă. O întrebare bună. Poate ne răspunde cineva. Avem vreo anchetă pe taxă de protecție? Avem probleme cu clanul țigănești în neamț? Nu știu. Dar, Revin. ăștia sunt mai periculoși sau sunt mai periculoși ăia care, prin interesele lor, prin prostia lor, prin incompetența lor, ne mulg în fiecare zi. Și fără de care, fără prostia și incompetența lor, n-ar exista nici celelalte clanuri, cel puțin nu la intensitatea care există acum în România. Eu spun că sunt la fel de periculoase, dacă nu cumva cei de al doilea, adică cei din administrație și politică, sunt mai periculoși pentru că ei ar trebui chiar să facă ceva pentru, uh, pentru România. Domnul actual premier Ludovic Orban spunea. Foarte frumos, la începutul mandatului său de prim-ministru, că să terminăm cu pilăraia și nepotismul. Făcând trimitere, evident, nu, 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 nu am nevoie de imagine. Făcând trimitere, evident, la faptul că toată administrația centrală și locală a fost infectată cu pandemia de PSD. Am sperat cu toții că PNL va inventa un vaccin la pandemia de pilăraie și nepotism generată de PSD și că vor veni și vor schimba lucrurile în așa fel încât vom putea să spunem vai ce frumos este ce bine oameni competenți în locurile necesare. Mai că de câteva zile Cam de când s-a hotărât, băi, facem alegerile în 27 februarie sau imediat în octombrie, a început un adevărat jihad împotriva uh, celor de la PNL care uh, fac acum numiri. Ei, de ce a început acest jihad? Pentru că vine campania. Pentru că, vezi, Doamne, s-au organizat să lovească în PNL, pentru că. Poate, din toate astea există câte o părticică. Dar jihadul a început pentru că sunt exemple de dat. Pentru că, pentru că numirile politice se fac la vedere și fără niciun fel de jenă. Dacă întrebi mai cu atenție, măi, dar de ce? Dar ceilalți n-au făcut la fel? Ei Ceilalți n-au făcut la fel? Țin minte, chiar aici în emisiune, un reprezentant al unui partid mic, cinstit, curat și plin de mișcare, spunea așa, l-am întrebat, domnule, Ați fost consilier locali acolo și până brusc ați ajuns directori. De ce? Păi ce e normal, domne. Păi noi am intrat în politică ca să putem accesa funcții, ca să putem atrage oameni la partidul nostru și să le dăm funcții. Nu să ocupe funcții, ci să le dăm funcții. Că funcțiile sunt la buzujepul lor, cum se spune în Ardeal, jep, buzunar. Sunt la buzunarul lor. Și din buzunarul lor bagă mâna și că ia -și tu o funcție, ia -și o funcție, ia tu o funcție, te de funcții. Și au început să apară liste. Dăm câteva exemple, doar că nu stăm. Acum, acum puteți să treceți pe cală, pe imagine. De exemplu, să nu dăm din neamț, că nu frumos să dăm din neam. Sorin Alexandru Aflare, un vașnic tânăr de 30 de ani, din Iași, consilier județean, care are nenorocul să fie finul ministrului mediu, liberalul Costel Alexei. A fost numit în Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, așa, Focșani. Primește un mizeric, 2300 de lei pe lună, așa și după ce au ajuns nouă guvern la putere, a câștigat un concurs de data aceasta la Ancomiaș. Deci, băiat, ok, uh, întrebat, domne, cum ai ajuns acolo? Și că sunt la serviciu să-mi întrebările pe mail. Ei au fost trimise, n-a răspuns. Gheorghe Pecingină, 42 de ani, vicepreședinte, PNL Gorj. A fost numit în aceeași instituție, dar la nivel central, în Consiliul de Administrație. Are o indemnizație brută acolo de 12.062 de lei. Destul de străbuți. Dar, un tânăr de 32 de ani, președinte, TNL Vâlcea, Alexandru Ștefan Părduț, este administrator executiv la filiala acelui fond din Craiova. Și dacă e administrator executiv și are și 32 de ani viitor înainte, primește doar 15.870 de lei brut lunar, nu anual. Întrebat și el dacă cine l-a susținut pentru funcție, și în condițiile în care, dacă nu era PNL-ul la guvern, ar fi fost numit, spune, am fost susținut de Consiliul de Administrație. Nu am de unde să știu. Nu ține la mine. Și că nu ține la mine întrebarea asta. Băiat tânăr. Nou val din politica românească. Alexandru Florian Gătejescu, din Dolj. 2500 de lei la aceeași filială din Craiova, dar numai membru în Consiliul de Administrație. Are experiență în avocatură, a spus, și de asta. Tot în Gorj, Ciocioi, cio, 41 de ani, vicepreședinte PNL Gorj, 2500 dintr-un loc, așa, pentru că e în Consiliul de Administrație. În 2010 a fost reținut 24 de ore într-un dosar de ultraj, dar a trecut așa și se descurcă. Ioana Gabriela Ciobanu, 30 de ani, așa, 2300 de lei la aceeași instituție, la Focșani. La Focșani acolo e bine, la domnul ea uh, este. Ea este, doamna. Primim și mesaje. Oho. Mai încolo răspunde la mesaj. Brândușa Nicoleta Miron, 51 de ani, director comunicare PNL în 2005-2010, membru în Consiliul de Administrație, filiala din Sfântul Gheorghe, 2300 de lei lunar. La Sfântul Gheorghe nu-i problemă. Jugrin, 36 de ani, din Iași, o fost și șofer al lui Costel Alexe, ministrul mediului, și el la Sfântul Gheorghe, la aceeași filară, 2300 de lei. De ce? Să fie băiatul și el liniștit, sunt niște bănuți de țigări acolo sau de benzină. Și mai avem și altele, multe altele. Haideți să ne uităm un pic la Alin Vălean, 44 de ani, președinte interimar cu Consiliul de Supraveghere a Fondului Român de nu știu ce, 18.900 de lei lunare, adică e în supraveghere. Avem pe Adrei Badiu, care și el merge la 12.600, 12.600 Cristian Petrescu, 49 de ani din PMP, a fost candidat și la Neamț, domnul Petrescu, pe vremuri. Nu e asta, nu e asta, nu, nu e altul. Și mai avem și alții. Deci, Bogdan Nicolae Glăvan, 26.400 președinte directorat la Administrația de Loteria Română și asociată a dânsului într-o firmă, Flavia Angel, 25.200 lei brut lunar, tot în, într-un timp directorat. După cum vedeți, e bine că am încetat cu pilăraia. Important este că suntem într-o zonă a României care se pregătește să rănească economic. Aceste instituții de care vă vorbeam sunt extrem de importante pentru renașterea economică a României. Deci, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Fondul Român de Contragarantare, adică niște băieți care stau acolo și dacă primesc ordine, se uită pe o listă și zic. Ăsta da, garantăm, p ăsta dăm deoparte, ăsta-l garantăm, ăsta-l dăm deoparte. Oameni buni, treziți-vă! Se schimbă lumea și voi tot cu mici pot logări, sunteți toți. Hai, la muncă, băieți, la muncă! O zi bună să fiți iubiți!